No, bună ziua, ca bună dimineața. Ziua de astăzi începe la ora 6, pentru că astăzi avem al treilea show de stand-up comedy din viața mea și încep încălzirea dinaintea show-ului, un pic de vin. Nu promovez băutul de alcool, doar că na, în domeniul acesta ai nevoie de un pic de curaj și eu, fiind un gras fricos, trebuie să-mi dau curaj în altă parte. Hai să-i dăm drumul. Evident că Nicu întârzie și mă sună: hai până aici la intersecție să-mi vezi, să-mi fac o intrare. O stare curioasă ce intrare își face. Vine Nicu! Da? Cam așa se merge și se vine din turneu, Davla, hai să te vezi și tu, da? Da? Avem spectacol în seara asta. Da, unde ești, că ai întârziat jumătate de oră? Am întârziat jumătate de oră, dar muzica face toți banii. Ne vedem! Hai! Fugi! Da? Tour managerul? Efect? Ce-ai, mă? Vedeam că de ptică avem clickbait. Ce? Ne-a murit managerul. Pe mâine, papa! Pe mâine! Ai emoții, Nicu? Am emoții ca de fiecare dată. De ce? Decent. Iar mă pune pe mine primul, să sparg gheața. În seara aceasta trebuie să fac un show așa de încălzire pentru voi, încât show-ul lui Nicu Bendea și al lui Costi să pară bun. Hai să aplaudem oamenii care s-au îngrășat în pandemie, tot că a fost pandemia asta. Nimeni? Ne ce mândri, ăștia sunt aia care nu a intrat în șomaj tehnic. Și cum e, tă de acasă? Na, e bine. Și eu lucrez în domeniul foto-video, editez de acasă, video, foto. Bă, e bine că am și slăbit de când m-am angajat aici, mi-am schimbat și programul, se numește Photoshop. Și Nicu mi-a zis: bă, mă nuntă că vin, că de nănaș. Ce să faci, mă, Nicu? Tu n-ai bani. Să vii să-mi zici bancuri la nuntă? Hai că după nuntă mă duc la bancă și zic să rămân, am o plasă de bancuri. Oh, astăzi bancuri buni de la domnul Nicu Bendea. Vă zic și eu unul? Bancomatul e afară. Am zis că azi e caniculă, să nu iasă din casă. Mi-a zis pe mine: caniculă mă lasă rece. Zic, du-te și nu te grăbi atunci. Cam ca soacră mea, arată numai în alt secol. Era unul, avea 30 de baxuri de hârtie igienică și 2 de batistuțe de naș. Și mi-am dat seama, vorba românească, curul bate gura. Și mai au reclama aia: Ursus, ascultă, ursul din tine. Și era reclama, oarecum e copiată, era reclama la napolitana aia, Lion, descoperă leul din tine. Oare ciocolata cu rom? Și la probele orale, la română și la engleză, primeai note, nu? Acum oralul a devenit, vorba fetelor, un fel de aptitudine. Stațare în gât. Aveam la un moment dat un elev, ca să vă dați seama cât îți de bătrân, era bodyguard în Genis, și Genis-ul e închis de 6 ani. El era din Juc. Din jucul de mijloc. Și după bac, eu așa obișnuiesc să-i chem, no, cum o fost, după bac îi chemam cu... Vrei să prinzi ventilator? Poate merge și cu mușcata. Chiar nu a fost bun burgerul ăla cu zâne. Și vine Gusti din Juc, bodyguard în Genii, zice... Cereu, setat. Ce, după bac, ziceam să vă dau, domn profesor, ce două vești, una bună și una rea. Zice, începe cu vestea bună. N-am, zice. Zice, vestea rea e ca aia bună, nu e așa de bună. N-o zice, mi-am tic capacul la mată. Bun, și vestea bună, am 4 știi în braț la rea, ce. Excelent. Ia ziceți, băieți, cum a fost? Bă, foarte bun show, foarte bun public. Cui, al lui Nicu?
Și punctul ce zic, nu știu cine l-a inventat, dar cine l-a spus, merită premiul Nobel. Mai tineri mei colegi, ei împreună au aproape vârsta mea, fă și tu o poză efectiv. Mulțumim frumos, downtown, aproape jumătate, downtown, Garden Cafe. Mulțumim frumos, zâmbiți-mă! Ne jucăm la sfântul microfon, știu. Mulțumim frumos pentru seara aceasta.